Mă numesc Cipoi Roman Alexeievich. Locuiesc în centru de plasament temporal pentru persoane cu dizabilități, municipiul Bălți, veteranilor 3/1. Și locuiesc la centru ISTEA 19 ani și foarte vreau ajutor de la domnul primarul Renato Usatăi, că trimit scrisoare, dar înainte de scris să spun la domnul primarul, domnul Renato, că să mă vadă fața mea, că pe mine mă sufără jinjine, tijelo mi-e cușat. Am puțin în gură dinți și eu, cum zice, foarte vreau ajutorul de la domnul primarul să duc într-o direcție scrisoare să poată, cum zice, rezolva problema cu de partea la dinți, pentru că da, i-a auzit că eu... Zic că primăria ajută astfel de persoane cu nevoi speciale, plătește pentru lucrări dentare sau primarul, chiar Renato, plătește din banii lui? Nu, eu am auzit că dumnealui a să dăie lui doamna Rudukova cererea mea. Este o persoană, nu știu cum o cheam pe dumneie, că am sunat aici la Ministerul Sănătății aici în Bălți. Și dumnealui să dăie domnul primarul Renato Usatăi să dăie cererea mea la a trimite la doamna Rudukova, doamna. Și pe urmă să mă pui, cum zice, la rând de la doctorul, la stomatologul, să vadă ce trebuie, ce dinți am, cum zice, o proteză, cum, probabil. Se numește ea. Corona de dinți. Da, o proteză dentară, da. Da, pentru ni, cum zice, niciodată, niciodată nu davali mine takuju pomoș, nicto. Dar dacă eu șed la evidență la stat și nu se, statul nu poate, cum zice, mă ajuta cu prin asta, cum ziceam, polița, dar în polița nu, între dinții știa. Da, ai auzit primărie să fie ajutat pe alții sau de ce ai decis să-i scrii la primărie? Eu am sunat la linia verde. La minister. De la linia verde, Ministerul Sănătății de la Chișinău, ne-a dat numărul de telefon de la doamna Rudukova. Și eu am sunat la doamna Rudukova, aici la Bălți este tot Ministerul Sănătății. Dumnezeu a auzit să scriu cererea la domnul primarul, să fie cererea mea registrată și pe urmă cererea mea să duci la doamna Rudukova, de la domnul primarul, Renato. Și nu ți-au spus în cât timp se rezolvă? Cât timp ai să îmbli așa fără dinți? Eu l-am rugat pe domnul Pavel Gheorghevici Florec de anul trecut. Dar eu de 10 ani mă chinui că cum zice, anul este ea că ne-au scos doi dinți la policlinică. Doi dinți ne-au scos pentru că eu, cum zice, am 44 de ani și anul trecut pe 25, pe 26 octombrie, matinca, eu am fost la policlinică și aici, la orașul Bălți. Și doctorul, când am înghețit șlangul și ala, doctorul ne-a spus că dumneavoastră aveți iazvă želudca și eu am frică, că eu niciodată nu am fost așa cu problemă cu stomacul, cu maierul. Crezi că ulcerul ăsta de stomac vine de la dinți, de la lipsa dinților? Are vreo legătură? Da, pentru că eu, dacă n-am cu și ruguma,
eu mâncarea asta e în orice înghit. Întreagă. E, cum zici, frămățată, dar chicături nu chiar ca, cum zici, ca crocodil. Trebuie mesticată, da. Dar tot mă simt că, cum zici, eu, cum zici, nu că să fiu, cum zici, ca la restaurant, să mănânc un ceas de vreme, dar mănânc și eu mâncarea, dar tot, cum zici, mă simt că nu corect eu mâncarea asta, ia o rugăm și nu corect eu înghit. Am înțeles. Dar venituri de care ai? Numai pensie de la stat pentru dizabilitate sau lucrezi undeva? Nu, eu de copil mic. Suferi? Bolnav și cum zice, nu primesc pensia. Absolut. Nicăieri nu muncesc. Eu așa, înainte de COVID-19, am lucrat la raionul Glodeni, satul Punurile Veche. Muncea, când la om, când la altul om și ne dădea. 100 de lei care ne dădea, 70 de lei, deci de simplu ce lucru făcea. Dar nu pe tot timp. Vă câțiva zile, dar mult și dea la dânsă și așa. Da, deci de ocazie ești neoficial, la negru, n-ai lucrat oficial, cu carnet de muncă, nicăieri. Când eram mai tânăr, am avut 17 ani, am muncit la fermă, în raionul Ungheni. Eu sunt din raionul Ungheni, satul Pârlița. Dar de ce ziceai că n-ai pensie? Sau pensia o ia internatul, sau unde stai acum, la centru de plasament? Ca să te întreține, da? Nu primești bani de la stat, nimic. Eu pensia nu primesc aici, la centru de plasament, aici și mă hrănești, aici și... Am înțeles, e clar. Locuiesc. Clar, dar dacă ai vrea să pleci, te duci undeva în sat, ai primi pensie, că ai grad de dizabilitate. Nu? Da, dar și eu, dacă chiar și-ar primi pensia și ei care știu și asta, ea, dar puțin aș primi pensia la... Cum au spus doamna Ecaterina și doamna Nelia, că noi ăștia dizabilitate care, ca și mine, să ieșim la casa, la locuință protejată, să primim foarte mică pensia, la 700 lei. Da, și nu-ți ajung de proteze dentare și de altceva, am înțeles. Nu, doar cum zice, să nu le cheltui banii și ei, dar să muncesc la oameni așa cu ziua, și se pot mă hrăni. Și chiar dacă n-am chip unde să locuiesc, n-am chip ce să mănânc, să mă duc la biserică cu ajutorul de partea mâncării acolo. Oloi, faina, ce a dat Dumnezeu. Numai în felul ăsta poți să păstrezi pensie ca să-ți faci dinți. Dar cam cât ar costa o proteză dentară? Eu am auzit că de la... pentru mine, sus și jos, asta trebuiește vă 8 mii de lei. Am înțeles. Vreo 2 mii de lei românești. Bun. Vă 8 mii, nu lei moldovenești, da, dar lei românești cam de 4 ori mai mari, deci... Bun. Și eu tare aș vrut, domnul primarul, cum zice Renato, să, că tot, cum zice, eu să propisca cu adiverența muia la centrul de plasament aici, în Bel. Acolo ți-i casa, da, locuința. Da, da. Și azi, ori mâine, eu trimit scrisoarea la domnul primarul Renato, usatui. Și de asta și eu am dat televiziunea să mă vadă dumnealuia fața mea. Și dinți tot n-am și eu, cum zice, am vreo 7 dinți în gură și nu-i foarte negreu să mănânc. Am înțeles. Mulțumesc pentru încredere și sperăm să auzim de bine. Să ne informați, vă rog, când o să obțineți bani, nu știu, de la primărie, de la stat, de la asistența socială, și o să vă faceți dinții. Să vedem cât durează,
câtă grijă are statul de persoanele cu dizabilități. Și să dai Dumnezeu la toată lumea sănătate și la domnul primarul Renato să fie sănătos și, și prezidentul și toată lumea să fie sănătoasă, să n-aibă COVID-19 și я молюсь за всю Молдавию, чтобы все были здоровы и счастливы, чтобы никто не имел никогда COVID-19. Да, n-aveți așa probleme. С вами был Роман. Роман, n-aveți așa probleme cu COVID-ul la internat acolo. N-a răzbătut. E carantină, nu intră nimeni, da? Nu, n-avem. Fain, bravo, mă bucur. Sănătate. Mulțumesc frumos.